Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Luca, ai căldură? Ieri aveam, azi nu. Păi nu, deci ai terminat săptămâna bine, ai început-o mai prost. E foarte nasol. De ieri am avut atât apă caldă cât și căldură. A fost duminică. Da, ceva frumos. Azi dimineață nu mai erau de niciunele. Bine, căldură în casă se menține pentru că e blocul anvelopat. Și țineți ferestrele închise? Ermetic. Ermetic. Da. Ai blană de aia la geamuri? Da. Ce? Niște blană de aia, niște bureți la geamuri. Ți-ai pus? Nu ți-ai pus, mă, pur fix, cum era pe vremuri. Da, mă, se pune. Pur fix. Că trăgea pe la geam. Da. Asta acum nu mai trage, că la termopane, slavă cerului, măcar atâta, deocamdată nu s-au încovoiat. Da. Dar în curând, cred că ce obțin bucureștenii sau o mare parte dintre ei o să devină animale hibernatoare. Nu știu. Clar. Se spune. Deci care hibernează. Și dacă pui și grăsime înainte, s-a pus. Ursul, sau s-a pus. Eu sunt pregătit. Da. Și că pârșul, băi, deci am citit ieri despre pârș, fiți atenți. Pârșul este un animal tip rozător. E de la mic. Da, e o combinație între veveriță și hârcioc. Noi îl știm românii, Vlad, pentru că am avut un fotbalist pârș. A fost un fotbalist pârș? Da, Dorinel Munteanu era supranumit pârșul. Pârșul. Și atunci microbiștii interesați de... Au făcut documentare. Dominența... Pentru ascultătorii noștri care nu sunt microbiști, deci pârșul este un animal combinație tip veveriță cu hârciog, care e super simpatic, hibernează foarte mult, deci el se ocupă cu hrănitul ca să facă grăsimioară pe el, de-aia se și spune grăsimea de pârș, ajută la somn. Da. Este soporific. Pentru că el se îngrașe și după aia hibernează totalmente. Și dacă îl deranjezi când hibernează, face un sunet de zici că este posedat. Asta este un pârș deranjat când hibernează. Așa. Zici că e un motor de bicicletă electrică. Sărac. Care dă rateuri. Deci e un pârș care dorme pe spate în scorbura lui și unul îl gâdilă cu degetul în talpă și îl face așa. Acum, el e foarte simpatic, dar de ce să venim la subiect? Am citit că sute de pârși congelați au fost confiscați de poliția italiană. Săraci. Pârșii aparent sunt o delicatesă la chefurile clanului mafiot Ndrangheta. Deci aia, eu credeam că e pedeapsă, dar aparent nu. Adică cred că, sau că e test de intrare. Vrei să fii mafiot? Da, servește un pârș. Ia un pârș. Ia un pârș. Deci poliția căuta droguri și a dat de pârși. 235 de pârși congelați și ambalați. Ci că Ndrangheta mănâncă pârșii la mesele în care se face pace între familiile mafiote dușmane. Și cum n-a mai fost război de mult, au rămas pe stoc cu sute de pârși. Tot adunat. Bă, mă gândesc, știi, noi ne gândim că pârșii, că mănâncă pârce nenorociți, dar până la urmă știm și în diplomație, se spune că uneori trebuie să mai mănânci câte o broască. Fiecare dimineață trebuie să-ți începi dimineața mâncând o broască, știi, ca să poți să trăiești în diplomație. Ndrangheta, știți, organizație mafiotă din Calabria, nu știu ce, a devenit cea mai puternică din Italia, are activități în întreaga lume, depășind-o ca influență pe mai cunoscuta Cosa Nostra din Sicilia, menționează Agerpres. Uite unde duce dieta pe pârș. Dar când am citit asta, practic te vitaminize. Da, eu m-am gândit cum se mănâncă, știi? Altfel, cum să spun, e, aparent e o delicatesă foarte veche. Adică romanii îl mâncau pârși prăjiți. Aha. Sau prăjiți și după aia muiați miere și dați prin semințe de mac. Deci ca un covrigul roman. Era un covridog. Eu am văzut prin... un covripârș. Da. Covripârș. Deci covripârș. Prin Papua Noua Guinea am văzut într-un documentar că mai mănâncă papuașii. E alt tip, un fel de pârș, dar un pârș mai mare. Papuanez. Exact. Noi aici... Și avem... tot așa, al frig la foc. Da. Și ci că se mănâncă și în Slovenia și Croația, e în continuare delicatesă. Serios? Da, serios. N-aș fi crezut niciodată. Și noi ne luăm de Coreea încă papă câini. Adică... E altceva. Tot, da. Drăguț e, animăluț drăguț. Adevărul că da, serios. Dar la Croația, dacă mergi cu mașina prin Croația... Da, așa. Da. În margine vezi afișe pe care scrie odoiac. Odoiac? Da, se scrie odojac. Și ce e asta? Pârși, adică? Nu. Este purcel la rotisor. Și crezi că fac pârși la... Asta, dacă cum se cheamă pârși la rotisor? Că poate cine știe. Odoiac de pârși. Odoiac de pârși. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.